la Dunăre nu pentru o plimbare cu barca, așa cum poate vă gândiți, văzând echipamentul pe care îl port sau cum vă inspiră peisajul din spatele meu, ci pentru a vedea ce fac navele flotilei fluviale. Deși trăim vremuri de pandemie, instrucția la fluviu continuă, iar astăzi vă prezentăm un exercițiu de antrenament la care participă navele divizionului 67, nave purtătoare de artilerie, respectiv ale divizionului 88, vedete fluviale. După 3 zile de antrenamente, marinerii de la Fluviu și-au unit forțele într-un exercițiu complex în raionul fluvial 176 Dunăre, brațele Vâlciu și Măcin, kilometrul 220, la care am fost prezenți și am avut parte de multă acțiune. Forțele au fost constituite din navele divizionului 67, nave purtătoare de artilerie, monitorul Lascăr Catargiu, vedetele blindate Rahova, Posada și Robină, precum și două vedete fluviale din compunerea divizionului 88, vedete fluviale. Secvențele tactice s-au derulat rapid în încercarea parcă de a recupera lunile în care instrucția pe fluviu nu a fost posibilă din cauza pandemiei. Marinarii au desfășurat toate exercițiile, cum spune vorba, ca la carte, implicați și concentrați în detaliu pe ceea ce avea de făcut fiecare. Un task unit format de o vedetă blindată și două vedete fluviale de la Divizionul 88 vor executa bombardament de distrugere într-un raion pe baza unei informații că acel raion ar fi minat. Task unit format din două vedete blindate execută o secvență tactică de respingere a grupelor de cercetare diversiune de la malul stâng. Cele două vedete blindate au ripostat cu armamentul de 14,5 și 30, cât și cu grupa a fost protection de la bord. Un amic și un inamic, și anume un task unit format din cele trei vedete blindate a executat o interzicere a unei capabilități inamice în raionul propriu. Pentru o siguranță a navigației, un task unit format din două vedete dragoare de la Divizionul 88, vedete fluviale, ne-au asigurat un raion sigur din punct de vedere al minării. Ei au executat dragaj mecanic. În urma acestuia a navigat monitorul, având nevoie atât în spre maluri pentru protecție asupra grupelor de cercetare de diversiune cât și din pupa, de grupuri de vedete blindate ce au asigurat protecția convoiului atât din aer cât și de la mare. Nivel de amenințare naval roșu. Nava inamică de tip de mici dimensiuni, dramatică, distanță 800 de metri, cele 3 neutralizate. Toate activitățile de instrucție au fost planificate, conduse și monitorizate permanent în condițiile aplicării întocmai a măsurilor de protecție sanitară de prevenire a contaminării echipajelor cu COVID-19. În condițiile actuale de pandemie, planul de instrucție a divizionului a suferit o serie de modificări. Am gândit de la început și am abordat o planificare flexibilă. Avem membri noi în toate categoriile de personal, tineri, ofițeri, maiștri, militari, soldați gradați, profesioniști. Am urmărit permanent și a constituit o prioritate menținerea stării de sănătate a oamenilor, astfel încât atât în activitățile desfășurate pe fluviu, cât și la cheu, prin factorii de răspundere s-a monitorizat permanent respectarea întocmai a măsurilor de protecție sanitară. Din punct de vedere al instrucției, planul a fost restructurat,
echipajele navelor au fost reduse la jumătate, dar am avut grijă ca permanent să rotim întregul personal, astfel încât la momentul actual suntem la al treilea exercițiu de antrenament pe fluviu și pot spune că am recăpătat ceea ce inițial pierdusem în ceea ce privește nivelul de instruire. Mă refer aici la camarazii noi sosiți la bordul navelor. Când ai decis să devii marinar, în cazul de față la Dunăre, experiența vine odată cu vârsta ce-i drept, dar mai ales odată cu ieșirile pe fluviu la bordul navelor. Cei mai tineri membri ai echipajului au înțeles foarte bine acest lucru. Partea practică este esențială în desăvârșirea lor, astfel că și-au luat în serios atribuțiile, au fost atenți la tot ce s-a întâmplat, s-au implicat și, spun ei, cel mai important, au câștigat experiență. Am învățat și am supravegheat zona sectorului de responsabilitate, am privit oamenii, am urmărit cum se desfășoară activitatea, cum colaborează între ei și mai mult de atât am câștigat experiență. În cadrul acestui exercițiu de antrenament, rolul meu este de comandant SL1 pentru a dirija piesele de artilerie, astfel încât a reușit să respect planul care a fost creat întocmai și să dirijez chiar acțiunea exercițiului de atac pentru a mă pregăti pentru viitoarele exerciții reale cu armament real. Chiar și pentru marinarii cu mai multă experiență, antrenamentele pe fluviu sunt esențiale. Le-au lipsit, dar împreună încearcă să recupereze zilele în care instrucția s-a desfășurat doar la cheu. Într-adevăr, antrenamentele ne-au lipsit, a fost o perioadă destul de lungă în care acestea nu s-au desfășurat, însă credem noi că am revenit în forță. Exercițiile au decurs foarte bine, nivelul de pregătire și de instrucție al personalului a fost unul destul de ridicat. Militarii încet încep să reintre în mână, ca să spun așa, și sperăm că nu vom mai avea probleme pe viitor. Sperăm ca evoluția pandemiei să fie una bună, astfel încât în octombrie navele purtătoare de artilerie să probeze puterea de foc prin executarea tragilor cu calibru 100 și calibru 122 mm în raionul temporar Sfântul Gheorghe. Noi ne oprim aici, lăsând în urmă navele fluviale să-și continue misiunea. Astăzi, cuvântul de ordine a fost maestrie. Am adăugat noi și multă dăruire. Avem certitudinea că vom reveni curând să spunem din nou povestea navelor de la fluviu.